Pentru că e primăvară și ciobanii se pregătesc să urce oile în munte, de data asta la Natură și Aventură vă prezentăm o vale unde civilizația pastorală încă nu a dispărut, Neagra Broștenilor. Începutul verii, când urcă oile în munte. Ne aflăm în comuna Broșteni, undeva în apropierea podului din Broșteni, celebru pod din Broșteni. Bine, nu e același, că de-a lungul timpului s-au schimbat mai multe poduri aici. Podul pe sub care treceau plutașii când coborau cu plutele pe Bistrița. În Broșteni, în centru, este locul în care se adună oile și pleacă către munte, pe Neagra. Cazac îl cheamă pe câine. Uite ce vesel e Cazac. Știe parcă... Cazac știe că urcă și că are acum activitate toată vara. Dacă nu am toți și nu am câine bun, îi mănâncă lup. Și el stă și păzește de lup. Am mai avut unul de șala... Ce, bravo, bravo. Loritic, locul. Așa. Aici stai cu mine. Lofarma lupii. Lofarma lupii, e? Și ăsta face față la lup. Hai, ia mea. Ciobanul care n-are câini și nevastă bună. Degeaba e cioban. Degeaba e cioban. În fața turmelor care încep să urce. Iar că au început să apară. Prima dată au apărut turmele de vaci care urcă. Ele merg, se împart oarecum. O parte urcă pe muntele ăsta, undeva sus este o stână, o parte o iau pe Neagra, de aici, de la intersecția cu Negrișoara, ceva mai sus este intersecția între Neagra și Negrișoara și o iau încolo către o stână care se află în stânga pe Neagra. Noi le lăsăm să treacă, vrem să stăm puțin de vorbă cu cei care le aduc, să vedem care e mersul la stânile astea. Uite că vin și oameni. No, dar ziua bună! La deal, să trăiți! La deal! La deal, la deal! La deal! Dar astea unde merez cu ele? La o piară de joc! Pe Neagra, a? Da! Da, 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 da! La o vite frumoasă aveam, domnule! Da, vite frumoasă, dar... Dar de ce sunteți atâția cu atâția vaci? Atâția oameni! Păi ce-a de ce vaci în noastră? La deal! Păi, dar de ce trebuie atâția oameni la atâtea vaci? Că doar pot doi oameni cu atâtea vaci să mangă. Acum le duce și le dăm în primire. A, le dați în primire? Așa, așa. Rămân ăștia cu... Rămân ciobanii. Rămân ciobanii și dumneavoastră coborâți și le luați când? La toamnă. La toamnă. La toamnă, pe 15. Cam 15 septembrie, așa, ha? 15 septembrie, și atunci le mai lăsăm pe lapte, o lună. Noi, bucurări de mă. Altele e. Și mai vin în spate și cu oile, nu? Da. Ați dus, o serie ați dus. Uite că vin oile, mă grăbesc să mă duc să le întâmpin, pentru că dacă am discutat cu cei care duc vacile, cu cei care duc oile, încă n-am discutat. Să văd și cu ei despre ce e vorba. Be! Hai, fetelor, că vă așteaptă o vară frumoasă, băi. Hai, ce drăguțe, și uite unele cum stunse. Foarte ciudat, stuns capul și picioarele și spatele și lăsat pe spate. Dacă plouă să nu le ude. Nici n-am mai văzut nicăieri stuns așa, uite. Unde urcați? La opșioara de jos. Aici, pe Neagra? Pe Neagra, pe Neagra. A, unde e văcăria? Nu, în stânga. Mai sus? Mai noi, jos, jos de pe lungă. A, sunteți jos pe lungă? Jos, jos pe lungă, jos. Nu lângă văcărie. Și ăstea nu s-a dumneavoastră, tot așa strângeți de la vecini? Nu, stătea mele.
Ați toate dumneavoastră? Toate. Și rămâneți cu ele peste vară? Toate vară acolo. Aha, deci nu le lăsați la ciobani. Nu, deci dumneavoastră rămâneți acolo. Am câini, am vaci, am oile, aha, cai. Aha, dar văd că ați vândut mui miei. Nu prea mai aveți miei. Ne, i-am lăsat că-i duci și în altă parte la vară, că aici nu-i strânge acum. Aha. Nu-i strânge aici. Că văd că numai unul aveți, sau câți aveți? Sunt 2-3 așa de tăiat pentru... A, 2-3 să aveți de... Să se întărească ciobani. Să se întărească ciobani. Atâta, nu. Restul îi duci prin Cristișorul, doar mama acasă vă 20, dar îi duci prin Cristișorul, cu berbeci, cu miei, cu... Bine, drum bun, păi vă vizităm de seară. Sănătate! Sănătate! Ați ajuns! Am ajuns, la neam! Ați ajuns, ne-am întâlnit, ne-am întâlnit în broșteci. Asta e Liza? Da, Lizuca. Dar văd că ați adus-o frumos, da. Acei cu... Da, da, aici. Da. Da. Dar cât o are? O să crească mare, are. Până la toamnă. Da. Cel mai frumos e mustăciosul. Da, doamnă. Doamne ajută! Nu a bine sănătate, ne vedem cu bine! Pa! Doamne ajută! Ne vedem! De frunte care sunt trebuincioase într-o strână, se află un sac, cred că de 30 de kilograme, cu mălai. Vă dați seama că nimeni nu stă la strână să facă pâine. Și atunci oamenii își duc frumos un sac, ăsta n-ajunge. Sigur, o să mai ducă ei sac și de jos cu mălai. Asta e pentru prima fază. Totdeauna la strână, seara se face câte o mămăligă mare, cu brânză, cu lapte, cu urdă, mai tai câte un miel, câte un berbecuț și na. Ce faci, băziță? Ia! Fiecare cu vaca lui! Noroc! Ha? Noroc, noroc! Ia vaca, neho! Fiecare cu vaca lui! Da! Asta-ți va cinema tale, așa-i? A mea, dar te mai sunt în urs. Nu mă sunt oameni, pleacă, te să lasă vaci la numărul ăsta. Dar mă dai pe internet, da? Ce-ați vaca cea? Ia uite! Neho! 10 kg lapte mulg odată. 10 odată? La o mulsoare? La o mulsoare, în blu căldarea asta. Dar asta e de rasă? Nu e de rasă. E de rasă, și ori pec. Ia! Uite ce dexteritate are domnul. Bine, ole, nu se bacă legat, se bacă briblega, mă, ghidite, vreți să lați fete? Bacă asta cu ninte. Să mă tale vă plutaș, a? Da, plutaș, păi de aici a scos mii de metri cu din pupărul ăsta, aici era... Asta aici în stânga, trebuie să spunem că e neagra. Aici s-a plutărit. Aici, aici trăgeam leamile, vedeam volta și lega plutaș aici. Eu trăgeam cu cai, veneam așa roate, care era cu vârful. Cu turcina așa mai ieșea, ca și legat la plute. Aici legați plutele? Da, aici. Cum mai erau? În bise se duceam plutele de aici, sau din bise venea plutoasă de, de Piatra Neamț. De, a, așa. Dar știu, și luau aia de acolo. Și aia, și aia, și de acolo lua și aia care mergea pe, pe siret. Care coborau până, până la Galați, până coborau. Până la Galați, îți făceai în Dunăre. Hai să vedem cum facem brânza. Hai, hai să mergem să vedem cum facem brânza. Stați, am voi aici. Alo, bătrânule, bătrânule, lasă mulți dragă. Alo, legați, eu pun, da. Ăsta cum îi zice la scula asta? Brighideu. Brighideu? Brighideu. Brighideu? Brighideu. Cu asta se face, se amestecă, hă? Da, se bate, se bate laptele. Dar ce aveți, aici e lapte de vacă numai, da? Nu, nu oaie, ce de oaie? Aveți, aveți și oaie, ați făcut-o mulsoare și la oaie când ați ajuns, hă? Da. Bagă cazanul, de acum bagă cazanul. Și acolo ce faceți cu ăla? Urdă. Urdă. Acolo se fierbe zerul și se face urdă. Câți rămâneți aici peste vară? 8 oameni, deci toate... Cam 8 oameni. Toți oamenii pe funcții. Sunt 2 la oi, 2 la vaci, 2 brânza, unul face urdă și unul care e strungarul, care... Aha, am înțeles. Deci e foarte clar delimitat. Fiecare are funcții foarte bine și, stabilite. Și tu coordonator, ha? Coordonator. Ministru, cum ar veni. Instructor tehnic. Pe mine ca toate greutățile, nu vin oamenii la brânză, la cheamă, îi roagă, îi frumos. Știi, eu trebuie să cobor jos, să faci aprovizionarea, să faci socotelile. Am înțeles că peste 2 săptămâni... Pe sâmbătă viitoare, vineri. Deci vineri seara... Vinerea viitoare? Vinerea viitoare, e măsura. La măsură mulgem vacile seara, toate, la ora 6. Și dimineața, sâmbătă dimineața, scădărește fiecare lapte. Am înțeles. Fiecare chel de lapte deci, se mulțește cu 12. Am înțeles. Deci fiecare om care are vacă sau oaie aici vine vede câtă lapte... Nu, nu oaia. Numai vacile. Numai vacile. Numai vacile. Și fiecare kilogram se cântărește cu 12.
Deci are 5 kg vaca, are 60 de kg brânză. Și cu asta acum ce urmează să faceți? Jântuim. Adică? Iar o ne lăsăm fier și iasă un lapte dur și de smântână. Aha. Aha. Din jântuitul ăsta îl facem unt. Seara, au venit și oile de la păscut și le-a băgat aici în țarcul ăsta. Din țarcul ăsta le scoate prin strungă, acolo în capăt, și le muște. Strungă înseamnă un loc în care oile nu pot trece decât câte una. În momentul când trece prin strungă, o prinde, o mulge, îi dă drumul și știe că ai mult să... Lăsăm stânele de pe Neagra Broștenilor și ne mutăm mai sus, în golul alpin, acolo unde viața pastorală se scurge parcă atemporal. Cum am ieșit în golul alpin, s-a terminat pădurea de prad, ieșim pe gol. De aici încolo încep stânile și încep plaiurile, alea care le știm noi din Miorița. De primăvara până toamna, pe culmile munților răsună talângile turmelor de oi. De civilizația pastorală este legată întreaga existență a satului românesc. Aici, la stână, noi suntem 24 din 24. 24 din 24, zi lumină și zi și noapte. Pentru că dimineața de la ora 4, cum ne trezim noi la ora 4, ne trezim. Când se crapă de ziua. Ei, așa, când se crapă de ziua. Și până seara iarăși înserează, noi suntem tot cu animale. Și noaptea tot noi suntem. Seara și dimineața, animalele se adună în strungă, unde se mulge laptele din care mai apoi se face brânza, urda și cașul, printr-un proces rămas neschimbat din vechime. Ars! La capră, dacă... Da, da, s-aude de ții. L-am rupt, așa se cheamă, ruptul laptelui. De acum îl mai lăsăm un sfert de oră, 20 de minute, să-l iese el un pic de zer. Și acum luăm la bătut, așa se spune, bătutul laptelui. Aveți ceva de lucru? Da, este, este ceva. Și după aceea se stoarce de zer, intră iar în altă acțiune, frământatul cașului, ca să putem scoate jântuitul. Până atunci tot mai iasă. Da, tot mai este. Vreau... Să ștergem cașa de funingină, de, așa se zice, de praf, de funingină mai mult. Omul vine aici și îi cântărim brânza de la stână și o punem în căruță, dacă are cumva un tractor ca să iasă până aici. În fiecare zi, ciobanii parcurg zeci de kilometri pe jos alături de turme, în căutarea hranei pe munții din jur. Adeseori în drumurile lor dau nas în nas cu vietățile sălbatice. Acum am luat satașe la oi. Oi la capre. Odată este el. Odată. El era pe pradă.
era pe pradă. S-a dat peste el și era să iasă în deal la ceva. Numai dacă nu umblem, nu umblem. Asta și lup și urs, cât? Doamne, iată. Câinele la urs latră ca la om, la urs. La lup, latră are alt lătrat, mai lung, mai lung. Și câinele merge pe urma lupului se duce, dar la urs bate, latră în loc, latră în loc. Și dumneavoastră știți când e urs? Acum, știi? Cum să știi? Știm exact când, de exemplu, când ne-a lătrat, vedem care. Câine de la stână îsă, au altă atitudine față de câine de la oraș sau de sat. Câinele de sat este legat în lanț sau în oraș, îl iei de lănțășor sau de curea și îl plimbe. Sunt mai simțitori ăștia de la stână, cât pe munte, decât ăia din sat. Că ăla din sat are o cotună făcută. Sau practic au, da, reflexele, instinctele mai bine instinctele dezvoltate. Mai bine dezvoltate ca ăia din sat. Anul trecut am avut 12 câini mâncați de lupi, în anul 2013. 12 câini mâncați de lupi. Oi nu. Oi nu, că au fost câini mai mulți și au luat pe câini. Au fost cațalandre de ăștia înainte de un an. Când între ei comunică, cum să vă spun eu, ei au, dacă mama lor, tata lor are instinctul de a pleca după oi, să duce el și puiul, pleacă și el, să ia după tata, după mama și pleacă și el. Și învață. Și învață. Altfel... Și noaptea când vine lupul și începe să hămăie unul, prin și, tot. Și ceilalți sar toți. Sar toți. Și dacă dau câine de urmă de lup, dacă dau câine de urmă de lup, face, ține mă, pe dânsă mă, cată-l, cată-l mă. Da, când vine lupul noaptea, sare unul care îi mai istezi între ei, care are simțul mai bun, sare, el începe să latre. Și pe urmă ceilalți tăți, sar și ei. Cât sunt? 3, 4, 5, așa, 6. Și lupii știu că nu-i stână fără, da, câini. Și ieșim noi din stână ca să-i ajutăm, că altfel... Altfel e rad pe toți. Altfel se bagă, ia din... Ei ia de pe lângă nimă, de pe ocol. Cum spuneați, anul trecut ați, da, avut 12 câini luați de lupi. Da. În stânile din Munții Carpați găsești mai multe rase autentic românești de câini ciobănești. Cei mai cunoscuți sunt cel mioritic și carpatin, dar în zona Carpaților Orientali s-a format în timp o rasă diferită, prezentă doar aici, în Bucovina. Practic aici s-a distins o rasă de câine în, da, partea asta țării, ciobănescul de Bucovina, ăsta alb cu negru. Da, da. Din ce știu eu, din experiența mea, îs mai, cum să vă spun eu, să vă explic eu, mai isteț, într-un fel, mai ager, mai isteț față de, eu am găsit eu, după părerea mea. Și aveți și da, ciobănesc, și mioritic aveți și, da, ciobănesc românesc. Da, 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 avem. Dar, în special, aveți ciobănesc de Bucovina. Ciobănesc Bucovina e cel mai la noi, să caută. Ciobănescul de Bucovina este un câine curajos, dar calm, cu un instinct de pază foarte bine dezvoltat, pretenos și devotat stăpânului, dar neîncrezător cu străinii. După felul în care arată, ciobănescul de Bucovina pare să se înrudească cu alte rase de câini ciobănești, din Bulgaria, Serbia și Grecia. Din această cauză, unii specialiști susțin că ciobănescul de Bucovina este de fapt cea mai veche rasă autentic românească, fiind de fapt câinele păstorilor vlahi și cel mai probabil al tracilor. Se lasă seara peste munți. Aici se încheie călătoria noastră. Am văzut locuri frumoase, oameni și tradiții, viață sălbatică. Atât timp cât copacii vor sta în picioare, apele vor curge nestăvilite la vale și oamenii vor respecta natura sălbatică, Valea Bistriței va rămâne, așa cum spunea Calistrat Hogaș, închipuirea raiului pământesc.
ai dus?